Secretarul municipiului Giurgiu, Petre Roșu, a anunțat în conferința de presă de astăzi că Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va avea 21 de angajați și va fi condusă de un arhitect atestat de Uniunea Arhitecților din România. Ordonanța de urgență numărul 7, emisă de curând de guvern, prevede că la nivel de județ și de municipii, astfel de structuri trebuie organizate ca direcții. La nivelul orașelor pot fi direcții sau servicii, iar la nivelul comunelor au statut de compartimente. Înființarea acestor structuri este impusă de nevoia unei dezvoltări urbanistice armonioase și coerente și de creșterea gradului de implicare a autorităților administrative în acest domeniu. S-a avut în vedere reducerea drastică a urbanismului derogatoriu, acel urbanism care a dus la o dezvoltare destul de haotică a localităților, extinderea necontrolată ce a determinat disfuncții cu costuri uneori destul de mari și greu de suportat pentru comunitățile locale, ocupări și desfințări ale spațiilor verzi care au generat probleme grave de mediu în localitățile respective. S-a avut în vedere stoparea acestor tendințe care în ultimii ani luase o amploare destul de mare la nivelul localităților. Deci noi am avut în vedere și la prima ședință de Consiliu, cu avizul Agenției Funcționarilor Publici, vom modifica organigrama în sensul înființării direcției, nu generale, dar direcției de mediu, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Așa este propunerea de înființare a acestei direcții. Arhitectul șef al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nu se subordonează unui alt funcționar, el fiind doar în subordinea primarului. Petre Roșu a arătat că pentru ocuparea acestei funcții va fi organizat un concurs, după ce va fi primit avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și va fi emisă hotărârea Consiliului Local privind înființarea noii direcții.